Un nou accident grav a avut loc pe drumul național 7. S-a întâmplat în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 4, în localitatea Bascov. Un autoturism în care se aflau un bărbat și o femeie a derapat într-o curbă periculoasă, asfaltul fiind umed. A intrat pe contrasens, fiind lovit în plin de un autocamion condus de un bărbat în vârstă de 49 de ani, care se deplasa din sens opus. Impactul a fost unul extrem de violent, din autoturism rămânând un morman de fiare contorsionate. La fața locului au ajuns în scurt timp un echipaj al pompierilor cu auto specială de descarcerare și două ambulanțe SMURD. Din nefericire, femeia în vârstă de 49 de ani a suferit răni care i-au cauzat decesul pe loc. Paramedicii l-au preluat pe conducătorul autoturismului, un bărbat în vârstă de 54 de ani, care se afla și el în stare gravă și l-au transportat la Spitalul Județean de Urgență. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul s-a petrecut.